prindem experiența la dat cu măturii ca guys, deci o să fim măturători profesioniști. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la jandarmeria CSGO, toată lumea, mâinile sus, ne jucăm pe ofis... Vai de capul meu, ce nebunie se întâmplă aici, guys. Aceasta este seria în care, chiar dacă nu o să reușim niciodată să eliminăm codații, că nu este, este scopul, ne distrăm pe seama prostilor pe care le fac ei. Iar în cazul de față avem un easy verdict, trebuie să dăm 4 bife să trecem la următorul demo, pentru că pentru domnul Dosas, pe clar, banul e asigurat. Nu știu dacă sistemul funcționează și o să ia bani, dar nu contează, e clar de ban. Și nu avem de ce stăm pe el. Îi dăm chiar 4 și cu griffing și cu tot și mergem la următorul suspect. Și, guys, chiar mă miram că am început pe Office primul demo, iar acum, după foarte mult timp de așteptare, a apărut al doilea demo, care, ce credeți, tot pe Office este. Și nu mă așteptam pentru că câteva săptămâni, cred, n-am mai avut parte de demo-uri de astea pe Office, care sunt uh, absolut clare din start. E, e clar. Uh, ce e cu ele și care i treaba cu The Suspect, așa că mai dăm aici un uh, Easy Verdict 4 bife la dubiță, la declarații, la tot și mergem la următorul care poate dacă avem noroc să fie Miraj sau Dust 2 sau Inferno, în orice caz undeva, căsică la codați, nu la codați la muncă. How? Și let's hope for the best, ia să vedem loading Mirage asta zic căsică la codați, guys, acolo unde trebuia să ajungem din start. Tot cu capul în podea. Nu pot să cred. Guys, ce se întâmplă, revenim la problema de acum, vai, 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 vai. De acum câteva săptămâni, deci e cam o lună, cred, ceva de genul ăsta, mă bucuram pentru că am zis că gata. S-a terminat cu rage cu codații cu rage cu capul în podea, cu măturat, cu menajere, cu habar n-am. Cum i mai numit voi în uh, comentarii, uh, dar aparent... Revenim la aceeași chestie, deci a fost doar o pauză în care am avut parte de demuri în care oamenii jucau cu coda gen, jucau normal, uh, trebuia să te uiți dacă au aim, dacă au ol, dacă nu știu ce, să iei un pic la biblit, unii erau mai evidenți, alții nu, de unul am zis că e curat și după aia s-a activat și chiar era curat până s-a activat și așa mai departe, aparent aici iarăși avem un 4 bife din start, Hmm, și o lacrimă, guys, pe lângă astea patru bife. Ah, cam asta e episodul de la Cafea, guys. Mergem în continuare și o lărim către un demo în care o să avem ce verifica și ce vedea și Per că următorul nu e cap în podea. Let's see! Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Am ajuns pe Inferno, guys. Let's see! Nu pot să cred. Doamne! 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 Again? rage de la warm-up? O să facă kill prin dreapta așa cu roșu, asta zic pe USP, numai headshot-uri dăduse. Ok... Ok, al uh, patrulea, easy verdict, guys, le numărați cu mine acolo și jos în comentarii, oh, da, hai la next. Al cincilea demo, guys, ne întoarcem pe Miraj, deja intră cafeaua cu noduri când văd că toată lumea e cu capul în podea. Cine și bea cafeaua pe episod? Spuneți-mi în comentarii, guys. Let's see, nu pot să cred, da, 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 da de ce am dat numai verdicte corecte? Am făcut overwatch -uri. am jucat cinstit CSGO. Așcat, atât match short cât și match wingman. Ce se întâmplă? De ce mi-dă mie poștea, guys? Ia uitați-vă la el cu mătură podeaua și se distrează. Omul ia câte killuri are de curiozitate, doar așa 7 2 6, dar el are rage activat, guys. Are rage activat. E cu capul în podea, bani hapol, toate cele. Trage singur, e cu pilot automat, și are doar 7 kg. a murit de 6 ori, guys, păreri. Păreri. De ce mai joacă cu coduri, guys? De ce mai joacă cu coduri? Cred că ar fi mai fan să dai install la joc, să l instalezi, să-i dai install, să le instalezi decât să te joci așa cu, cu rage și să ai 7 kg. De deci, ce efectiv nu, nu înțeleg, nu pot să înțeleg, guys. Let's go la suspectul uh, numărul uh, 6. Al șaselea demo, guys, de astăzi. Mi-e mi-e Suflați-mi pe aici, veniți cu o frunză de-aia imensă să-mi Băi, n-ai cum, tot cu capul în podea Măturăm birourile pe office Joacă cu automat, al meu demo se mișcă prost Pe interpolate pe 0 Cel mai probabil, nu mai contează Final 4 bife, let's go Nu, 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 nu nu, Na, Not cool at all. guys, guys, guys Trebuie Să așteptăm demo -ala. Bun Și trebuie să vină la un moment dat Credeți-mă că la un moment dat o să vină, dar nu știu când dar facem demo-uri în continuare până când va veni. Serios, sunt ambițios. Nu, nu pot. Nu pot să, -mi, să, -mi, să -mi închid episodul așa și să-mi închei ziua de polițist așa fără să văd un demo normal. Nu pot. Al șaptelea e cu noroc. Suntem pe inferno și... Nu se poate, nu se poate. Nu pot să cred, guys. Nu pot să cred. Patru bife mi s-a cafea, oricum intră cu noduri, nu e bine, nu putem să ne bucurăm de experiența extraordinară de overwatch, de suspecti, de suspans, să vezi dacă are cod, dacă nu... În schimb, prindem experiența, la dat cu măturica, guys, deci o să fim măturătorii profesioniști. Cine a văzut episodul ăsta cap coadă direct diplomă de măturător profesionist la final? n cum să nu înveți, meseria se fură la cât s-a măturat azi, suntem toți mă... Primul demo normal din ziua de azi, guys, eram sigur, nu știu ce am zis dinainte să apară pe ecran, dar am zis că trebuie să o zicem așa cu credere și o să se întâmple și chiar s-a întâmplat. Ok, deci după 7 demo-uri în care s-a măturat podeaua, efectiv 7 demo-uri de demo măturat, avem un subiect normal care are de la bun început aim, și cel mai probabil și l ați văzut cum a tras, da, adică e, e absolut clară treaba, hai să dăm cu X, să treacă acest warm-up, să nu, nu ne mai uităm la warm-up, vreau să văd dacă la prima rundă bagă capul în pădea sau ceva de genul ăsta, nu! Prima rundă, rush la B, guys, ok, și se bagă cu B, hop, mamă, prin spatele site-ului, how, how, ajungem în bucătărie, două pistoale... Deja două kill și și-a luat-o Pentru codurile pe care le are și cu două pistoale Să-ți iei ăsta Serios, cu banii, hapul, cu aim Toate cele, mamă, se apucă de Tras cu scout în Asta zic Două capete avem până acum Și Știe el ceva în bază și îl știe și pe la FK am crezut că se ce la B L-au scos ai lui pe ăla de la B Ok, now it makes sense Am crezut că L-a lăsat pe ăsta știți? Să se ducă să facă kill-ul la B. De fapt, cred că chiar asta a fost intenția, dar nu realizase că ăla de la B a murit între timp. Ok. Um, bineînțeles. Rush frumos. How how Se bagă. Aha. 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 Avem un kill. Încă un hit. Sare ținta. Rău de tot. Și deja, opa, 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 s-au supărat ai lui pe el, opa, s-au supărat ai lui pe el, că le-a furat kill adică, pe bune, se bagă cu codul și face toate kill -urile. care mai e satisfacția lor, pentru ce mai joacă, nu? Adică, na, înțeleg de ce și-a luat-o de la ai lui, înțeleg perfect, ok, uh -huh. niciodată că se să ia să pătumid, dar ah, s-a stricat defectul, ok. Hai să vedem în continuare Se bagă în conector Nu Vrea să în geam Are ținta aici, guys Pe Vortex Are ținta pe Vortex Direct, target, boom La Vortex mergem La Vortex s-a dus Iar și-a luat-o de la ei lui Nu pot să cred Bă, stai că asta e tare E a doua oară când își ia uh, își ia rău de tot omorât de la echipă pentru că joacă cu cod. Ha, ha. Și sincer să fiu, nu știu dacă ăștia ori fi tovarăși sau ceva, adică să fie o chestie friendly, gen a, ne împușcăm, ne nu știu ce. Cred că mai degrabă, ia că am supărat cu codul, pe păi, ăștia nu-i văd să nu-i văd cu capul în podea sau nu, nu i-am văzut până acum, poate ori și nu i-am văzut. Ia, ăla de la B normal, nu prea avem ochi la spate ca să vedem ce se întâmplă la spatele lui, dar nu cred, mă, că nu mai dă aspectele de așa urât. Rosa a dat un headshot cu acao, vă și mai devreme uh, heceaturi, dar na, să presupunem că lumea mai dă headshot și cu... Uh. Și fără cod, nu cu cod <laughs> Era să zic cu cod <laughs> Cu cod de clară treaba Oh, da, mamă, ce M-au haosit alea șapte demori, Guys, dezamăgire după dezamăgire Am zis și eu, unul cu capul în pădea, dar au fost șapte, mă, la rând Și aici avem cod evident de la bun început De la urmă, ma... dar măcar nu mătură Știi, măcar mai vedem ceva Mai vedem cum Îl elimina al... ai lui Cum Păi mai ratează, mai face ceva, și ce zic? Ia să vedem, palat, 2 vs 3 Și de să aspect ar trebui să intre puternic, ne are cod, are tot ce -i trebuie ca să-i bată Dar stă pe spate aici, s-a... țintit efectiv cu totul Pe băiatul ăla din junglă și și-a luat -o. Foarte bine, foarte bine de să aspect așa meriți Așa meriți dacă nu codul Nu mai știu să vorbesc guys. vor acele cu capul în podea, repetitive, provoacă bălbâieli. Păreri? <laughs> o, oh, da, și s-a terminat demo, -ul. guys. Doamne, doamne, ce episod. Ce episod total neașteptat. Mă așteptam la cu totul altceva pentru episodul de astăzi, guys. Măcar am văzut un demo normal, dar, cum spuneam, mă așteptam la ceva diferit. Mă așteptam să vedem vreo 2 trei demo în care să-i luăm la puricat pe suspecți exact ca în episodul anterior, dar se pare că ce a fost, a fost și acum revenim la ce a fost înainte să fie ce a fost. Știți ce zic? Adică, hmm, cap un pădea toate cele. Băgați-o follow pe Instagram Flash cu zero, băgați-o follow pe TikTok și pe Twitch tot am Flash cu 0. Vă aștept pe Twitch seara de seară, suntem live cu CSGO pe Faceit, Major Full și uneori jucăm și la level uh, înalt. Și bineînțeles, nu uitați de codul Amflash pe PC Garage, adică fix numele canalului, care vă oferă reducere la absolut orice comandă și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico. Vă urez să nu dați decodați, vă urez o zi cât mai bună, sper că ați avut parte de o cafea genială, Mi a mea s-a răcit cât am așteptat 8 demo-uri și toate cele, dar nu mai contează. Vă tuc! eu am fost Flash, pa!